Încrezători și plini de entuziasm, așa au pășit luni sute de tineri în curtea Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța. Pentru studenții din anul întâi va începe o nouă etapă din cariera lor. Alexandra este din Suceava și a ales să-și continue studiile la Academie pentru că iubește uniforma, dar mai mult iubește marea. Cariera de marinar militar a atras-o încă de mică și nu se vede făcând altceva. În primul rând, sunt o persoană serioasă și am considerat că acest mediu este cel mai potrivit pentru mine. De asemenea, consider că marea este locul care îmi va șlefui cel mai bine caracterul și mi-am dorit din tot sufletul să pot să ajung aici. Emoții mari au avut și cei din anii mai mari. Leonte a terminat un liceu militar și consideră că marina îi poate oferi tot ceea ce își dorește. Mi se pare că domeniul ăsta de marină și de inginerie îți poate oferi mai multă posibilitate pe parte profesională. Pentru toți, deschiderea noului an universitar a fost un moment de revedere cu colegii, dar și de cunoaștere. Fiecare are o poveste în spate, un motiv pentru care a ales această carieră. Toți acești ani nu aș putea spune că au fost ușor, ba din contră, pentru că armata nu implică doar pregătire fizică, cât și pregătire psihică. Așa că a trebuit să mă călesc și să dau tot pentru a deveni tot ceea ce sunt acum. Am trecut cu bine, de toate examenele. Ce așteptări ai pentru anul acesta? Să fie la fel de bun ca și toți ceilalți și să fie bine la licență. Să termine cu bine. Studenții nu au venit singuri. Alături de ei au fost părinții, rudele și prietenii. Băiatul nostru este în primul an, suntem emoționați, o să fie bine, și-a dorit foarte mult să ajungă aici. Au fost cât de cât ok, să zic, e la civil și e mai ok decât restul care e la armată. Academia Navală Mircea cel Bătrân a organizat festivitatea de deschidere a noului an universitar 2023-2024 pe platoul mare din incinta Instituției Militare de Învățământ Superior. Cei mai buni studenți au primit și burse. În primul rând, ei trebuie să înceapă prin a-și respecta poziția de student militar în cadrul Academiei Navale. Trebuie să aibă încredere, trebuie să muncească. Trebuie să dovedească că această poziție pe care și-au câștigat-o în cadrul instituției noastre este una meritată. Este mediul în care se formează generația următoare de lideri militari și civili ai Marinei Române, cei care, prin pregătire și competență, vor defini imaginea Academiei Navale în țară și vor reprezenta România la bordul navelor, pe mările și oceanele lumii. La Academia Navală Mircea cel Bătrân vor studia 31 de studenți militari și civili de la universități din Bulgaria, Georgia, Letonia și Polonia. Avem și un grup de studenți de la universități partenere care vor studia pentru un semestru în cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân, cum și aproape 50 de studenți ai noștri sunt astăzi prezenți în universitățile partenere din Europa. Aproximativ 1600 de studenți sunt înscriși la programele de licență, iar 368 dintre ei sunt studenți militari. În anul întâi de studii sunt înmatriculați 99 de studenți militari, 209 civili la programele de licență și 255 la programele de masterat.